Nemulțumiri peste nemulțumiri în educație, motivele sunt numeroase, însă cel mai de actualitate motiv este reprezentat de întârzierea plății LEF-urilor către cadrele didactice. 24 de unități de învățământ sunt din mediul rural și 6 unități de învățământ din mediul urban, 5 grădințe și o școală gimnazială. Această întârziere se datorează Ministerului Educației. Ministerul Educației a suplimentat bugetul pentru aceste unități de învățământ pe data de 14 mai. În aceste condiții, unitățile respective nu erau în imposibilitate de a face plățile. Iar această suplimentare era doar pe hârtie, nu și efectiv la finanțe. Problema nu ar fi una chiar așa de mare, însă există și un precedent. Luna trecută, banii au întârziat 2 săptămâni pentru 7 școli din județ. Acum, cadrele didactice trăiesc cu teama de a nu se repeta situația la nesfârșit. În urma numeroaselor probleme întâmpinate de dascăli, luni 21 mai, între orele 13-14, sunt anunțate proteste în fața prefecturii din Drobeta-Turnu Severin.